Salut, camarazi! Prin amabilitatea camaradului Răzvan, care a fost în legiunea străină franceză la legiune etranger, o să vă fac un clip astăzi, pe vremea asta, cu ninsoare și frig, o să vă fac un clip de la căldurică, de mica lui garsonieră. Așa, o să vă vorbesc despre bombardierii României, despre Mircea Nebunu, Sile și Nuțu Cămătaru, Roșca de la clanul sportivilor, clanul duduienilor, clanul Caran, toate clanurile care știți voi, Cordunenii și așa mai departe, frații Mararul și Ghenosul și Dăuțul de la Arad și despre toți. Băi, frate, oamenii ăștia pe care o parte i-am cunoscut la răcoare, cum era Sile și Nuțu Cămătaru, Roșca de la clanul sportivilor, Bibiloi tot din clanul sportivilor, Moșene care e cupla și cu ei, Ramiro după Însălăjean, frații Caran care am stat cu ei și pe la Jilava și pe la Rahova și pe la Giurgiu, cine mai era pe acolo? Tot felul Banfi, un spărgător de case de schimb, tot felul de bombardier mai mari, mai mici, bă, toți oamenii ăștia au un numitor comun. Oamenii nu știe să pună punct, știi? Băi, frate, ai făcut 100.000 de euro, ai făcut 500.000, ai făcut 1.000.000, ai făcut 7.000.000. Băi, frate, pune punct, bă, gestionează banii aia care ai făcut și o să trăiești toată viața cu tot ce trebuie. Bă, frate, oamenii ăștia să lasă tot timpul, să lasă conduși de agresivitate, de mamon, de bani, indiferent cât ar avea, nu se mai satură. Se pare că Ghenosul are și mai mulți bani decât Sile și Nuțu Cămătaru, dar nu poate să se lase. Deci eu am văzut personal oameni cum era Fanes Poitorul, care în momentul când a părăsit România s-a blocat, n-a mai știut să facă nimic, că ei în România pot să facă ceva, că aici lucrează cu poliția, cu miliția, cu securiștii, cu comuniștii, așa. Afară nu-i bagă nimeni în seamă, nu vorbesc limbi străine, sunt zero barați, înțelegeți? Aici sunt ca pești în apă. Toți oamenii ăștia și, nu știu, mulți dintre ei au murit prin pușcării sau o să moară pușcării, zic, Doamne ferește, uite, bat în lemn aici într-o măsuță, dar cred că mulți o să moară prin pușcării. Eu l-am apucat pe Gigi Boeru la Jilava, a stat cu mine pe secția 4-a. Gigi Boeru învârtea banii cu lopata după lovitura de stat din decembrie 89. Gigi Boeru era cel mai tare, căra banii cu portbagajele mașinilor, știi, portbagaje întregi. Până la urmă, înainte să moară acolo la Jilava, când era cu mine pe secția 4-a, era un moșulic ramolit, să pișea pe el, deși avea o fată avocată, nu putea, la faptele de care era el acuzat, nu putea să scape nici fata lui și nu putea să scape nimeni. Deci două luni după aia a dat colțul acolo la infermerie pe secția 4-a. Deci vă zic, oamenii ăștia se lasă tot timpul antrenați în bătăi, în violențe, nu știu să zică, bă, frate, hai că mi-am făcut 1.000.000, 2, 3, 9, hai, gata, m-am oprit, îmi iau nevasta, plec undeva, mă mut, schimb aturașul, schimb orașul, schimb țara. Nu, băi, frate, ei unde să nasc, acolo mor. Știe și poliția pe ce stradă stau și la ce număr, deci am văzut killerul ăla italian, Sicaro, Denaro, Massimo Denaro, a stat 30 de ani pe fugă, știți? N-am văzut niciun bombardier român sau, indiferent cum se numește, Ghenosul sau Mircea Nebunul sau Bebino sau cum vreți voi să-i numiți, n-am văzut niciunul care să fi stat 30 de ani pe fugă și afacerile să fi mers de acolo, din underground, să-și conducă afaceri. N-am văzut niciunul. Deci, după mine, mulți dintre ei sunt bombardieri de carton.
mulți dintre ei se lasă conduși de bani, de mamon, nu știu să mai pună punct, banul e ochiul dracului, știi cum să zice, din ce ai mai mult, devii sclavul lui, știi? Și după aia, unii cum Aldisile, cămătarul, Nuțu cămătarul, au băgat 22-25 de ani de pușcărie, bă, nu știu, eu care am fost înăuntru, a zice că mai bine să ai 300 de mii de euro și să fii liber decât să ai 20 de milioane și să stai în pușcărie 25 de ani, că nu știu dacă mai merită. Poți să ai și 100 de milioane, dacă stă banii afară și tu stai la pușcărie, mi se pare aberant, contraproductiv și contranaturică. La pușcărie și dacă îți face gratiile de aur sau celula de aur, tot pușcărie se cheamă, știți, chiar dacă e aurită, ești în cușca lor, ești la mâna lor, poate să te calce în picioare, să te omoare, poate să facă cu tine ce vrea. Deci mă uit la, așa zis, și bombardieri, interlopi români, toți, până și Bibiloi, dar am văzut că Bibiloi, care am stat cu el pe a cincea la Rahova, și el s-a potolit că e liberat pe condiționat și omul nu vrea să mai ducă înapoi, are nevastă, are copii, am văzut că stă așa, în afară de bătaia cu Bebino, care din partea mea a fost aiurea, să se lase provocat de un copil de 27 de ani, el care are vreo 42-43, așa trebuia să-și vadă de treaba lui că nu trebuie întotdeauna să te lași provocat, nu e vorba de lașitate, nu e nimica, așa dacă stai te bați cu toți puțoii, știi, care te provoacă și te înjură, te iei cu toți la bătaie, știi, dar ăia e doar la bască, că sunt tineri, poate să bage 10 ani de pușcărie, dar tu la 40-50 de ani, dacă bagi 10 ani de pușcărie non-stop, să simte, ești în baston, știi? Am văzut mulți pe la pușcărie, bombardieri care mergeau în patru labe, ramoliți, alții plângeau ca muierile, deci nu înseamnă că dacă au bicep și de 50, aia sunt animale, sunt roboți, sunt killer, sunt terminator, nu e așa. Țin minte că Roșca s-a antrenat la Jilava cu unul care avea garda pe invers, știi, așa, de voie, de nevoie. Preda și ăla, faimosul Eugen Preda, tot așa, pe secția 5-a sau a 3-a, a 5-a la Rahova, să nu, pe a 6-a, s-a antrenat tot așa cu unul pe acolo, pe în curte. Bă, frate, erai în cușca lor, făceai ce vroiau ei. Ramiro iarăși ședea cu un boxer pe acolo, pe în celulă. Cum zice... Unul americanul și ăla tot așa fusese, luptase pe MMA, nu știu ce. Păi frate, indiferent câți bicepși ai și câți bani ai, dacă ești la pușcărie, ești în cușca lor, s-a terminat șmecheria, știi? Așa. După aia, să și ăștia bombardieri și toți interlopii să ofereau unii de alții, că pe afară să bătuseră unii cu alții, să tăiaseră. La cușcă era nasol, știi, în general nu se mai încăierau, că era un fel de cod tacit, înțelegere tacită între ei, pentru că la orice bătaie, indiferent cine bătea și cine lua bătaie, li se dădea mandat la amândoi. Și dacă aveau 5-6 ani de băgați și își lua mandat în timpul primului mandat, mergea cap de linie pe primul mandat 5-6 ani până la ultima zi, după aia mai făcea 3-4 ani pentru bătaie, deci dintr-un foc mergea la 90 ani, deci 90 ani e mult la pârnaie, frate, știi? Așa. La pârnaie se băteau numai descreierații, cum era unul pâcă, s-a luat la bătaie cu mascații, i-au spart ea un plămân, l-au dereglat, numai tâmpiții se luau la bătaie la pârnaie, că ăștia care aveau neveste, copii pe afară, chiar dacă erau bombardieri, nu se punea la mintea lui ăla, știi, așa. Dar erau pâmpârlei de ăștia dereglați care și dacă își mai luați 10 ani nu-i deranja. Deci, ca să zic așa, niște sclavi dereglați care n-aveau pic de creier, aveau și ei un pic de mușchi, în general băteau pe ea mai slab decât ei sau babaluci de ăștia care mergeau în baston, pe ea îi băteau.
erau și bombardieri de ăștia îmbătrâniți tot așa, care mai băteau piticii, știi, că cu aia mari nu se băgau, că și-o luau în freză, știi? Așa, deci la pușcărie nu contează bicep și nu contează nu știu ce, dacă nu-ți vezi de treabă. Mai sunt încărăcit. Dacă nu-ți vezi de treabă, ăia îți dă București mandat sau le dă la amândoi, știi? Îi dă și lui ăla care a început și cu ăla care n-a început, îi dă și lui ăla care a luat bătaie și cu ăla care a bătut. Deci îi potcovește pe amândoi, știți? Că sistemul se bucură dacă mai dă 10-15 ani de pușcărie, crește inima ei. Dar fraierii, dacă își mai au 10-15 ani și au dublat pedeapsa, intră cu 3-4 ani și iese după 20 de ani. Deci asta înseamnă că sunt oameni dereglați, oameni care le plac la pușcărie, oameni care nu știe să-și stăpânească agresivitatea, oameni care n-au pic de creier în cap, au biceps de 50, dar creierul l-au de bibilică, cam atâta, știi? Așa. Unii care, ca să nu facă scandal, nu știu ce, cum era Roșca, cum era Bibiloi și alții și alții, se duceau la sala de forță și trăgeau de fiare, știi, și descărcau agresivitatea acolo, înțelegeți? Pentru că v-am zis, mulți erau încărcați de agresivitate, mulți de nimic săreau la bătaie. Țin minte că Jimmy Boxerul dintâi a avut așa un conflict cu un dulap de vreun 1,90 m, el a crezut că dacă e mare e și tare. Și l-a demolat Jimmy Boxerul, care făcuse 9 ani de box, nu era așa la vreun 1,72 m, dar era bine legat. L-a descentrat pe la 1,90 m, care i-a vorbit de sus pe nas, cum se zice, la pușcărie. Și alte chestii de-astea, bătăi care porneau de la nimicuri, de la chestii, unii suferă de ei, unii vine noaptea după cursă și vrea să se așeze în locul tău pe primul, pe patul, pe primul pat ăla de la parter, știi? Că unii sufereau de ei, dacă nu ședeau în primul pat, zicea că e înjoseală, că văd, doamnă, da, nu erau toți bombardieri, erau nei ca nimeni, erau niște coate goale, mațe fripte, care venea și vorbea cu șeful de cameră să scoale pe unul din patul întâi să se urce el, știi, că vă, Doamne, el nu putea să stea la patul doi, că era buricul pământului, era șeful mafioților internaționali, știi? Deci panarame care aveau pretenții, alții care aveau câte 25 de ani de pușcărie, tot așa, veneau după cursă și că să dea pe cineva jos din pat să suie el în patul lui ăla, care are 25 de ani de pușcărie. Păi, bă, frate, aia nu e o onoare că ai 25, înseamnă că ai fost prost, că numai un prost își ia 25 de ani de pușcărie, știi? Aia nu înseamnă că trebuie să-ți dea ăla ție patul, că ești prost, nu? Așa că ăștia pretindeau să le respecti prostia, nu? Că unul care era unul și cu 3-4 crime, care făceau pușcărie ca berile, știi, așa, unul ieșise afară, omorâse pe unul, a făcut pușcărie, a ieșit afară, a mai omorât unul, doi, deci ăla era deja dereglat, îi plăcea la pușcărie. Păi ce să-l respecti pe ăla, mă, că ăla e un handicapat, e un neandertalian, ăla n-are creier nici cât o bibilică, știi, ce să respecti pe ăla, ce să-i dai lui ăla patul, că ăla era o varză, era un bou care ședea toată viața pe pușcării, știi? Ce respect să ai tu pentru ăla? Sau el pretindea că dacă are pedeapsă multă, pușcăria lui e acasă, știi? Că se poate privi și așa, știi? Deci nu e, la pușcărie e tot felul de dereglații, tot felul de bătăi. Țin minte că la Slobozia odată era un șef de cameră, Radu, știi? Acolo și la infirmerie, cum se numea o celulă de vreo 23-25 de oameni. Nu știu, au avut niște discuții cu unul și ăsta vorbea la telefon și a venit și i-a tras o perversă, adică un pumn pe la spate, se numește perversă, știi? Așa.
acolo și a, s-a întors și după aia s-au luat la bătaie acolo și a, în fața gardienilor să băteau ca proști, știi? Băi, treburi de-astea idiote, fără sens, de la o vorbă, că nu știu ce, că o fi, că o păzi, băi, acolo fiind toată lumea cu nervi întinși și la suferință, nu știu ce, în loc să stea liniștit, să iasă afară, nu, băi, frate, ei vor să-și mai ia 5 ani, 10 ani, 15 ani de pușcărie, că nu le ajunge, știi? Alții aveau crimă, aveau 26 de ani și săreau la bătaie. Păi înseamnă că nu mai ieșea din pușcărie niciodată, știi, că în primul rând făcea 26 de ani pentru crimă și dacă își mai lua un mandat, îi mai dătea și acolo 4-5 ani, deci făcea 30 ceva de ani de pușcărie, putea să se spânzure, ăla nu mai era om, când ieșea de acolo era varză, știi? Așa. Deci, băi, tot felul de tragedii de-astea umane se întâmplă prin pușcării, pentru că oamenii sunt dereglați, sunt numai pe bătaie, pe agresivitate, pe violențe, știi, băi, am văzut și o bătaie la Rahova, pe a cincea, genostul de la Târgoviște, a pus vreo 4-5-5, între care și dereglatul ăla de Banfi, care e pe la Giurgiu, mi se pare, pe acolo, pe acoperiș, la maximă siguranță, ăla avea bicep și de 50 și avea vreo 3 hepatite în corp, știți? Așa. Deci probabil că ăla nu mai este viu de acolo, degeaba are bicep și dacă moare în pușcărie, așa. Ăla și cum că vreo 4-5 l-au bătut pe un copil, așa, care nu era nici bombardier, nimic, a pus de genosul, știi? Că genosul nu dătea el ca să-și ia mandat, îi punea pe ăla, pe ea să-l bată pe ăla în contul lui, și își luau ăia mandat ca proști, știi? Adică dereglați, oameni fără creier, pentru câteva pachete de tutun sau pentru câteva, eu știu, borcane de cafea, își luau 5 ani, 10 ani mandat. Mi se pare, cum să zic așa, absolut de neînțeles ca pentru câteva cafele și câteva pachete de tutun sau de țigări să-ți iei 7-8 ani de pușcărie, deci mi se pare absolut monstruos, de cea mai joasă speță și, cum să zic așa, ceea ce v-am zis mai înainte, oamenii ăștia cred că le plac în pușcărie, știi, sau alții nu se mai descurc afară, că țin minte că l-am lăsat pe unul la Slobozia să liberase. Și după aia când am intrat de pe o cursă la Rahova, el era acolo, își luase iarăși 7 ani, de ce? Ăla era un căminist, n-avea casă, n-avea masă, n-avea familie, la pușcărie era acasă, știi, dătea, făcea o târhărie, trăgea de geanta la o femeie, la o fetiță, își lua 7 ani, știi, venea la pușcărie, era necăutat, cum să zice, da, avea o voce frumușică, le cânta la aia manele, îi dătea la unul o bucată de cârnat, îi dătea unul o țiplă de cafea, altul îi dătea 3 țigări și tot așa, chiar dacă era necăutat, își cânta și își câștiga pâinea, își lua ba țigări, ba tutun, ba o cafeluță, ba o banană, ceva, știi, așa. Deci sunt și oameni de ăștia care nu se mai descurcă și vin tot timpul la pușcărie pentru că s-au obișnuit deja acolo, ei în viața liberă, așa, în lumea liberă, nu mai fac față că e o lume străină pentru ei, unde ei nu mai sunt capabili, acolo patul nu ți le-a nimeni la pușcărie, ai un pasător și saltea, ghiumul vine de 3 ori pe zi, e drept că nu mai lături pentru porci, da? Totuși ceva cald, să mai poate mânca și niște cartofi pe acolo și ea, dacă mai ai un pachet de țigări, dai și îți mai dă veselarul câteva mere ca lumea, sau îți mai dă așa o porție de mușnițel în plus sau ceva, dacă acolo tot e contraplată, dacă ai ceva să dai la schimb țigări, cafea, ți se dă sandvișuri, nu știu ce, care sunt mai decente, nu sunt chiar așa oribile ca restul mâncării, Mai faci o combinație, mai ai niște ouă fierte de la pachetele de instanță, bucățele de brânză, le mai vinzi la aia care trage de fiare salamul, ouălele, că mulți căutau ouă, că trăgeau de fiare și le trebuia proteine și albuși de ouă, știi? Și
Vindea 10 ouă, dar alea cu un pachet de tutun, știi? Și pe ăla îl schimba și își lua ceva la cumpărături. Sau dătea la cineva, îi făcea cumpărături de 4-5 lei, cât era pachetul ăla, știi? Deci, v-am zis, toți bombardieri ăștia români care sunt pe la pușcărie, toți se lasă antrenați în violențe, agresivității, nimeni nu se mulțumește cu are, deși, cu ce are, deși mulți au destul, frații Cămătaru, Caran, Ghenosu, cei din clanul sportivilor. Deci oamenii ăștia se lasă antrenați în treburi de-astea care până la urmă îi duc la ruină sau mor în pușcării. Deci, camarați, v-am spus ce se petrece în viața de zi cu zi. Sper că vă place, dați share, dați like și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarați!